Hello, hello, bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea de tarot pentru anul 2021 pentru Zodia Vărsător. Aceasta va fi o etalare generală, prin urmare este foarte important să vă uitați atât la zodia voastră, cât și la ascendent, lună sau orice alt semn zodiacal în care aveți o aglomerare de 4 sau mai multe planete. Voi scoate câte o carte pentru fiecare lună a anului 2021 și pe urmă vom clarifica fiecare trimestru în parte pe situația de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Bun. Și acum hai să scoatem cărțile pentru vărsător, pentru luna ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie. Energia care vă va guverna tot anul este șasele de cupe. Aceeași energie care a ieșit și pentru zodia berbecului, o energie foarte protectoare, care vă ajută. S-ar putea să primiți ajutor de la oameni pe care i-ați cunoscut în trecut, în copilărie, în adolescență, în tinerețea voastră, sau pur și simplu să fie un an în care vă redescoperiți entuziasmul, pasiunile, poate o să reveniți la visele voastre din copilărie și să vă dați seama că nu erau doar niște vise copilărești mature, poate chiar erau calea, traiectoria de viață pe care era menit ca vărsătorii să o urmeze în această viață. Hai să ne uităm la energia fiecărei luni în parte pentru anul 2021 pentru vărsători. Anul începe în forță cu pajul de bâte, cu foarte multă energie, vărsătorii vor să dreagă și să facă, să miște munții din loc. Mare atenție că în acest proces foarte focos, foarte entuziast, foarte pasional, vărsătorii riscă să-și facă în egală măsură la fel de mulți prieteni cât și dușmani. Așa că mare atenție pe direcția aceasta. Nu spun să nu fiți entuziaști, să nu faceți exact ceea ce vă doriți, ci pur și simplu să fiți conștienți de faptul că pasiunea voastră și mișcarea voastră și inițiativa voastră s-ar putea să-i supere pe unii care se complac în propria lor stabilitate, ignoranță, frică de viitor și de nou. Pentru toți cei care aveți vărsători în viața voastră, uitați-vă la ei, la felul în care încep să se miște în lume vărsătorii încă din luna ianuarie, pentru că este doar un mic semn al felului în care se va desfășura întreaga era vărsătorului, da? În 21 decembrie 2020 am avut marea conjuncție Jupiter-Saturn la gradul 0 de vărsător. O să vedeți de acum înainte din ce în ce mai mult lucrurile o să înceapă să preia din calitățile acestea ale vărsătorului, de privire către viitor, de dezvoltare foarte intensă a tehnologiei, a medicinei, a științei în general și e posibil ca supărarea voastră față de un vărsător să vină doar din această frică de schimbare, din această frică de viitor. Nu e cazul, n-aveți de ce să vă fie frică, dimpotrivă, urmați exemplul vărsătorilor, găsiți-vă pasiunile, găsiți-vă entuziasmul acesta copilăresc și dați-i bătaie, mergeți înainte pentru că viitorul este foarte strălucit pentru toți. Luna februarie pentru vărsători, aici apare doiul de cupe, sufletul pereche, energia de suflet pereche. Acum, pentru cei singuri, e posibil în luna februarie să cunoașteți o persoană cu care să aveți într-adevăr genul acesta de relație, de conexiune. Cei care sunteți căsătoriți, nu vreau să vă panicați, nu înseamnă că o să divorțați pentru că întâlniți un suflet pereche. Sufletul pereche poate să fie pur și simplu o persoană cu care rezonați foarte mult, poate să fie un prieten foarte bun, poate să fie un coleg cu care vă înțelegeți foarte bine, un partener de afaceri cu care aveți exact aceeași viziune și porniți la treabă împreună în direcția aceasta. Este persoana care vă completează, care scoate ce e mai bun din voi. În luna martie, aici avem primul semnal de alarmă pentru acest an, șaptele de săbi. Hoțul, dezertorul, poznașul, cartea care poate să semnifice
orice, de la mici prank-uri, la glume mai bune sau mai proaste, până la scandaluri. Vărsătorii trebuie să aibă foarte mare grijă în luna martie, la ce spun, la cum spun, la modul lor de comunicare, lucrurile s-ar putea să nu fie înțelese așa cum le-au transmis ei. E posibil în luna martie să fie anumiți oameni în jurul vostru care vă vor rău, care o să vă vorbească pe la spate, să vă implice în anumite scandaluri, în niște lucruri mai necurate, mai urâte. E important doar să fiți pe fază aici, să fiți alerți și voi să vă vedeți de treaba voastră, pentru că toți acești hateri, toată lumea care vă vrea rău, în esență nu o să aibă succes anul acesta, pentru că voi aveți aici foarte multă susținere. Foarte multă susținere de la univers, de la oamenii din jurul vostru și indiferent ce ar spune acești oameni răi care vă vor rău, indiferent ce povești inventează despre voi, aici tot timpul o să apară o persoană sau mai multe persoane care vă cunosc de mult timp, care vă cunosc adevărata personalitate, care știu într-adevăr ce fel de om sunteți și care o să vă ia apărarea. În luna aprilie avem aici Treiul de Monede, o carte foarte frumoasă care ne vorbește despre colaborare, cooperare, muncă în echipă. Va fi o lună foarte bună pentru toți elevii, toți studenții, dar și pentru cei care lucrează în echipă, care lucrează împreună cu cineva. Dacă doriți să creșteți în carieră, luna aprilie este o lună foarte bună pentru a vă găsi un mentor, un profesor sau pentru a găsi un curs de reconversie profesională care să vă ducă pe o traiectorie mult mai benefică pentru voi. În orice domeniu a vieții, luna aprilie vorbește despre cooperare, comunicare și despre oameni care vă ajută, s-ar putea să fie stricți cu voi, dar toată această strictețe este ca să vă ajute să creșteți mai rapid, să ajungeți acolo unde puteți să ajungeți. Luna mai vine cu energia zodiei săgetătorului, cu temperanța sau cumpătarea. Va fi o lună în care vărsătorii trebuie să ia un pic repaus, să se calmeze, da, e o lună la pol opus față de energia lunii ianuarie, cu foarte multă activitate, acțiune și energie. Ei, aici în luna mai vărsătorii vor trebui să se calmeze puțin, să se reculeagă, să adopte energia săgetătorului, să știe când trebuie să facă o schimbare și să nu ezite în fața acestor schimbări. Pentru că luna iunie vine aici cu doiul de monede, cu o energie care le impune vărsătorilor să găsească echilibru între viața profesională și viața privată, între ce își doresc ei și ce își doresc ceilalți pentru ei, pentru că dacă aceste dezechilibre nu vor fi rezolvate aici în luna mai-iunie, luna iulie va veni cu o energie foarte, foarte negativă pentru vărsători, aceștia se vor simți abandonați, uitați afară în frig, ca și fetița asta cu chibrituri, vor simți că nu au susținere și ajutor de la nimeni, când în realitate tot ce trebuie să facă este să își schimbe perspectiva. Ajutorul este mai aproape decât v-ați aștepta, trebuie doar să vă uitați atent în jurul vostru. S-ar putea ca în luna iulie ajutorul să nu vină de la o persoană sau de la un individ, ci să vină de la o instituție sau de la o persoană aflată în poziție de conducere, de la o autoritate într-un domeniu sau altul. Luna iulie o să-i vadă pe vărsători victorioși, începând o nouă aventură, pentru că șasele de bâte este o energie de victorie, de sărbătoare, energia războinicului care se întoarce victorios. În luna septembrie, o parte dintre vărsători vor alege să lase în urmă toată nebunia și toată agitația, mai ales a acestei energii din luna martie. Aici, în luna septembrie, în sfârșit, vărsătorii poate să taie firul care e legat de această persoană, de această energie, de această situație tumultoasă și să meargă mai departe către un viitor mai luminos, către ape mai calme, către o situație mai bună pentru ei în orice domeniu de viață îi interesează. Luna octombrie vine aici cu energia cavalerului de monede, o energie foarte încăpățânată, foarte dornică de a se realiza, de a se afirma, mai ales în plan profesional. Este o energie foarte bună
pentru locul de muncă, pentru afaceri, pentru toată partea asta de carieră, pentru toate țelurile pe care le au vărsătorii aici în luna octombrie, vor avea atât energie, cât și putere, cât și susținere de la univers să le ducă la bun sfârșit. Luna noiembrie vine cu o înaintare foarte rapidă către aceste țeluri la care au început ei să lucreze. E posibil aici încă din august, septembrie, octombrie, în noiembrie lucrurile prind foarte, foarte mare viteză. Urmând ca în decembrie, Cavalerul de Săbii să aducă și recunoaștere din partea societății pentru toate aceste eforturi depuse de vărsători în lunile anterioare. Energie foarte interesantă pentru acest an 2021 și acum o să scoatem ca și clarificare pentru fiecare trimestru în parte, o carte pentru dragoste, una pentru sănătate, una pentru bani, carieră, situație financiară. Hai să vedem, în lunile ianuarie, februarie, martie, aprilie. În dragoste avem asul de bâte, în sănătate steaua, în carieră, bani, situație financiară, patrul de săbii. Wow! Foarte frumos, încă de la început aici a apărut steaua, cartea care în tarot reprezintă zodia vărsătorului. Hai să luăm pe rând fiecare carte în parte și să vedem cum ne clarifică energia fiecărei luni din primul trimestru al anului 2021. Păi, asul de bâte reprezintă un nou început plin de pasiune. În partea sentimentală, în ianuarie, aici vărsătorii sunt foarte determinați să facă o schimbare în situația lor de dragoste. Vărsătorii știu ce vor și vor să obțină acest lucru, indiferent ce părere au cei din jurul lor. În februarie apare și sufletul acesta pereche, care o să vă ajute cu acest as de bâte să reaprindeți flacăra iubirii. Acum, pentru cei care sunteți singuri, acest suflet pereche va fi o persoană nouă care apare în viața voastră și vine cu această ofertă foarte pasională către voi. Pentru cei care sunteți deja în relații, aici există două posibilități. O parte dintre vărsători o să decide să termine aici o relație în luna ianuarie sau prin faptul că au ales să aibă un alt comportament, să își urmeze calea inimilor, poate partenerul vostru o să vă părăsească în luna ianuarie. Fiți fără frică, în februarie apare sufletul pereche. Pentru cei care sunteți în relații serioase și nu se întrevede pentru voi un divorț în viitorul apropiat sau o separare, acest doi de cupe împreună cu asul de bâte înseamnă că în luna februarie o să se reaprindă flacăra pasiunii în interiorul relației voastre. O să redescoperiți exact care erau acele lucruri care vă uneau, de ce ați decis să începeți o relație, o viață împreună și veți reaprinde flacăra pasiunii între voi. Mare atenție pentru toată lumea aici în luna martie, la posibile terțe persoane care vor să se fofileze în relația voastră, la oameni care vor să bage zâzanie între voi. Nu-i băgați în seamă, e foarte important aici ca vărsătorul și partenerul sau partenera sa de viață să acționeze ca o unitate, să acționeze împreună, să colaboreze la această relație foarte frumoasă care se întrevede pentru voi. În luna aprilie aici puteți să beneficiați de susținere fie de la un terapeut de cuplu, dacă e cazul, dacă sunt probleme în cuplul vostru, sau de la prieteni, cunoștințe, de la familie, de la oameni care vă iubesc, care vă susțin și care vor să vă ajute ca această relație să meargă în continuare pe direcția ascendentă. În sănătate avem aici steaua, zodia, cartea care reprezintă zodia vărsătorului, cartea care vă reprezintă și care ne vorbește despre posibilitatea ca vărsătorii în prima parte a anului 2021 să facă anumite schimbări care să-i aducă la starea ideală de sănătate pentru aceștia. O să aveți susținere de la familie, în martie o să aveți niște suișuri, coborâșuri, niște posibile probleme, dar dacă nu reușiți să vă țineți singuri de tratament, de terapie, de lucrurile pe care trebuie să le urmați în această direcție, aici în luna aprilie e posibil să găsiți echipa, oamenii care să vă ajute pentru a obține exact starea de sănătate pe care voi vă doriți, pe care voi o visați și pe care voi o meritați. În bani, carieră, situație financiară, lucrurile stagnează în primele 4 luni ale anului. Oricât vă agitați voi să realizați ceva, lucrurile o să meargă 2 pași înainte, 2 pași înapoi. Nu o să aveți mari
câștiguri, dar nici mari pierderi în primele 4 luni din an. E foarte important aici în luna aprilie să profitați de această șansă de a vă găsi un mentor, de a vă găsi un profesor, de a vă găsi echipa care să vă susțină, să puteți să evoluați în carieră în restul anului. 4 de săbi în general ne vorbește despre o perioadă de inactivitate, o perioadă în care trebuie să ne relaxăm, să ne reîncărcăm bateriile, pentru că lucrurile nu se mișcă foarte mult în aceste 4 luni. Nu o să fie rău, dar nu o să fie nici foarte bine, o să fie neutru în primele 4 luni din an. Hai să vedem în următoarele 4 luni, în perioada mai-august, niște cărți de clarificare pentru vărsători în dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. În dragoste avem pajul de cupe, în sănătate împărăteasa, în bani, carieră, situație financiară, 5-ul de monede. Încă o dată a apărut aici 5-ul de monede. Bun, hai să le luăm pe rând și să vedem fiecare carte cum se combină cu energia fiecarei luni în parte. În dragoste, pajul de cupe este o nouă ofertă emoțională. Pentru cei care sunteți în relații de lungă durată, pajul de cupe poate să însemne și apariția unui copil, da? Pentru că este o energie tânără, o energie nouă, sau poate să aducă foarte multă fericire și împlinire emoțională din partea copiilor pe care îi aveți deja. Pentru cei singuri, pajul de cupe, împreună cu acest as de bâte, cu acest început foarte pasional care l-ați avut în primele 4 luni din an, îmi arată că relația se adâncește, se face mult mai solidă și vine și cu o componentă emoțională. Adică dacă în primele 4 luni era doar atracție fizică, doar o pasiune, aici în următoarele 4 luni vine și cu o conexiune foarte puternică emoțională. Pajul de cupe împreună cu temperanța ne arată că nu ar fi bine să vă aruncați cu capul înainte, e bine să analizați situația și să vedeți în ce direcție trebuie să o luați. Doiul de monede aici ne arată că va trebui să luați o decizie, pentru că este un dezechilibru la voi, fie între viața privată și viața profesională, fie între grupul de prieteni versus această nouă relație afectivă, poate jonglați cu doi posibili parteneri. În orice caz aici e o jonglerie, jonglați cu mai multe elemente și e un dezechilibru în viața voastră. În luna iulie, aici 5-ul de monede, s-ar putea să vă simțiți singuri, să vă simțiți abandonați, s-ar putea ca această relație, mai ales dacă n-ați făcut aici alegerea corectă în luna iunie, să se răcească ușor. Ei, fiți fără frică, pentru că în luna august o să vi se reaprindă vouă călcâiele aici și o să începeți din nou să discutați, să vă relaționați cu această persoană, cu acest paș de cupe care vine cu o promisiune foarte frumoasă și foarte sinceră. Pe partea de sănătate avem o altă arcană majoră. Acest an va fi foarte important din punct de vedere al sănătății pentru vărsători. Marea preoteasă ne arată aici nevoia de introspecție, de a vă înțelege aici exact gândurile, sentimentele și ce se întâmplă la voi în planul subconștientului. În a doua parte a anului, în perioada mai-august, o să fiți foarte influențați de tranzitele lunii. S-ar putea să fiți mai emotivi, mai emoționali, să nu știți de ce aveți aceste reacții. Este un lucru bun, pentru că pur și simplu aici se deschide această floare și începeți să vedeți, să accesați și sferele mai interioare ale ființei voastre. Dacă aici în primele 4 luni din an totul ce vă relaționați cu corpul vostru fizic și cu starea voastră de sănătate într-un mod foarte obiectiv, foarte rece, foarte calculat, foarte analitic, în următoarea parte a anului, în următoarele 4 luni, o să vă relaționați foarte emoțional, foarte intuitiv cu corpul vostru și, dacă sunteți atenți, aici în luna iunie o să vedeți exact unde este dezechilibru, pentru că corpul vostru vă transmite aceste mesaje. E posibil să nu acționați imediat și aici în luna iulie să aveți niște probleme mai mari, să vă simțiți mai rău, dar în urma acestei crize din luna iulie, în luna august, veți ști exact cum trebuie să acționați ca să obțineți starea de sănătate optimă pentru voi. În privința carierei, a banilor și a situației financiare, aici, din păcate, nu am să vă dau
vești foarte bune. Cinciul de monede este o carte de lipsuri, de tristețe. Lucrurile nu au ieșit așa cum v-ați dorit voi, mai ales că cinciul acesta de monede apare de două ori. Cred că aici în luna iulie o să fie cea mai mare problemă, cea mai mare criză. Dacă în iulie vă așteptați la un bonus, la o mărire salarială sau la o ofertă nouă de job, nu o să iasă oferta din luna iulie. Dar în luna august văd ceva mai bun decât ce v-ați dorit voi, decât ce v-ați imaginat voi care o să vină către voi. E foarte important să analizați foarte bine toate situațiile, să conștientizați că aici este un dezechilibru la voi între viața privată și viața profesională și în urma acestei crize existențiale din luna iulie să luați decizia de a schimba ceva în direcția voastră de carieră în luna august. Pentru că orice schimbare va veni în luna august vă va duce către o direcție foarte bună, veți ieși victorioși din această schimbare. Hai să vedem și pentru ultimul trimestru al anului 2021, pentru perioada septembrie-decembrie, o carte pentru dragoste, pentru sănătate, pentru bani, carieră, situație financiară. Ok, lucrurile se îndreaptă. Hai să luăm fiecare carte în parte și să analizăm cum se combină cu energia fiecărei luni. Puterea, cartea care reprezintă zodia leului. Pentru vărsători, leul reprezintă a șaptea casă astrologică, a parteneriatelor de orice fel. Că e parteneriat de afaceri, că e căsătorie, orice parteneriat care se finalizează printr-un contract legal este guvernat de această carte. Vărsătorii e posibil să se căsătorească în ultima parte a acestui an. Mai ales cei care erați în relații serioase, dar încă n-ați făcut acest pas, în perioada septembrie-decembrie este foarte posibil să ajungeți la căsătorie. Pentru vărsătorii care sunt singuri, s-ar putea să cunoașteți o persoană la locul de muncă, o persoană cu care lucrurile să înceapă să meargă într-o direcție foarte stabilă și aici spre noiembrie-decembrie să o ia foarte rapid în direcția asta. Mai ales dacă aici în septembrie, în august-septembrie cândva ați încheiat o relație din trecut și vreți să începeți un nou parteneriat. E posibil să reîntâlniți anul acesta o persoană din trecut, din copilărie, din adolescență, din tinerețea voastră și aici în septembrie să încheiați traiectoria aceasta care ați avut-o până acum în relațiile voastre și să o luați din nou către aceste țărmuri mai însorite, către această zonă mult mai fericită pentru voi din punct de vedere emoțional. În orice caz, lucrurile o să evolueze aici foarte rapid către o zonă foarte, foarte frumoasă în relația voastră. Fie că sunteți singuri, că sunteți într-o relație, că vă despărțiți și începeți altă relație, pentru toți vărsătorii, pe partea de dragoste, finalul anului vine cu lucruri foarte, foarte frumoase, foarte calme, stabile, care merg cu pasiune și care implică și partea aceasta de discuție, de conexiune mentală, care e foarte importantă pentru vărsători. În sănătate avem karma. Finalul anului o să vă aducă și răsplata în funcție de acțiunile pe care le-ați făcut anul acesta pe direcția voastră de sănătate. Nu puteți să spuneți că n-ați avut susținere de la univers. Ați avut foarte multă susținere de la univers. În prima parte a anului ați reușit să vă dați seama analitic, intelectual, ce are nevoie corpul vostru. În a doua parte a anului ați putut să vă dați seama intuitiv, emoțional, ce nevoi are corpul vostru. Dacă ați ascultat aceste semne, dacă ați urmat aceste semne, finalul anului vine cu răsplata voastră. Dacă nu ați ascultat aceste semne, finalul anului vine cu o criză, cu o problemă, care vreți, nu vreți, o să vă oblige la o nouă traiectorie pentru sănătatea voastră. O să vă oblige să faceți niște schimbări și nu o să mai fie schimbări pe care le puteți negocia, pentru că aici cavalerul de monede nu negociază. El vă obligă foarte rapid să o luați pe altă direcție. Așa că mare atenție în primele 8 luni la semnele pe care vi le dă corpul vostru și la ce trebuie să faceți în partea asta de sănătate ca să nu ajungeți pe finalul anului cu probleme.
în bani, carieră, situație financiară, anul se termină foarte, foarte pozitiv. 4 de bâte este o carte de sărbătoare, o carte de fericire, de împlinire și de stabilitate. Cei care ați făcut schimbarea necesară aici în august, în septembrie ați reușit deja să vedeți rezultatele pozitive, se întrezăreau deja la orizont. În octombrie o să vi se ceară să depuneți foarte multe forță, nu vă dați bătuți, iar în noiembrie, decembrie lucrurile deja se mișcă cu foarte mare rapiditate către rezultatele dorite de voi în plan financiar. Vor fi niște rezultate foarte frumoase, veți avea exact împlinirea financiară pe care vă doriți. Și înainte să finalizăm această etalare, o să scot o carte din aceste carduri Puterea Gândului ca să vă las un gând frumos pentru anul 2021, un mesaj la care puteți să reveniți ori de câte ori vă simțiți îngrijorați, ori de câte ori aveți nevoie să vă reamintiți că lucrurile în esență vor ieși pozitiv pentru vărsători. Dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un like acestui video și să-mi lăsați în comentarii cum se aplică această interpretare pentru voi. Bun, și acum hai să scoatem un card din aceste gânduri frumoase pentru vărsători pentru anul 2021. Libertatea este dreptul meu divin. Sunt liberă să gândesc minunat, mă îndrept spre libertate, depășind limitările din trecut. Devin acum tot ceea ce am fost destinată să fiu. Un mesaj foarte frumos pentru vărsători, reveniți la aceste cuvinte ori de câte ori aveți nevoie în acest an 2021. Universul este de partea voastră, vă susține cu o energie foarte frumoasă aici din șasele de cupe. Vă doresc să aveți un an minunat. Până data viitoare, pa, pa!